Dragi telespectatori, suntem din nou împreună la emisiunea Puterea Rugăciunii. În ediția de astăzi am pregătit pentru dumneavoastră puncte de rugăciune pentru luna august. Este o lună de vară, o lună de concedii și totuși Domnul ne provoacă să nu luăm pauză de la rugăciune, ci dimpotrivă ne cheamă la rugăciune neîncetată. Aș vrea să vă aduc aminte câteva din punctele de rugăciune pe care le-am precizat și luna trecută, pentru că este o continuitate în aceste puncte de rugăciune. Nu ne rugăm într-o lună pentru câteva motive și luna următoare pentru cu totul alte motive. Este o curgere, este o lucrare a Duhului Sfânt care crește, cred, în amplitudine și în putere pe măsură ce noi ne rugăm constant pentru anumite lucruri care sunt puse pe inimile noastre de Domnul. În primul rând, aș vrea să vă provoc din nou să vă aduc aminte că noi, ca și rețea de rugăciune, suntem bazați pe versetul din 2 Cronici 7:14, unde este scris: dacă poporul meu, adică cei care îl cunosc pe Domnul, cei care cheamă numele Domnului, noi ne vom smeri, ne vom ruga, ne vom abate de la căile noastre rele, ne vom întoarce inimile spre Domnul și ne vom abate de la căile noastre rele, atunci și vom căuta fața Domnului, atunci Domnul ne spune că ne va asculta din ceruri, ne va ierta păcatul și ne va tămădui țara. Chemarea aceasta de rugăciune, care este peste rețeaua de rugăciune pentru România și prin care vă provoc acum să ne unim cât mai mulți, este să ne rugăm pentru țara noastră să intre în acea dimensiune a binecuvântării ca națiune pe care Dumnezeu are pregătită pentru țara noastră. Și mai este un timp deosebit acum, pentru că ne apropiem cu viteză de, să zicem, sfârșitul acesta al istoriei pe care o cunoaștem noi. Biblia o profețește, spune despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. De la începuturile ei până la sfârșitul cărții acestea, Biblia ne anunță lucrurile care sunt în planul lui Dumnezeu pentru omenire, pentru creația Lui și care... Și spre un punct esențial ne întreptăm acum cu mare viteză, adică a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care va veni să-și ia mireasa, biserica Lui. Și spuneam la începutul lunii iulie un lucru care pe mine m-a cutremurat, și anume faptul că Domnul atunci ne-a provocat și ne-a spus să ne rugăm pentru pregătirea noastră, pentru că El vine curând. Efectiv, l-am auzit în inima mea pe Domnul spunând: eu vin curând, pregătiți-vă, fiți gata. Și acesta este un motiv al rugăciunii noastre în continuare pentru această lună și probabil va continua și în perioada următoare. Perioada aceasta de pregătire, pregătirea inimilor noastre, nu se face peste noapte. Sunt multe lucruri la care Domnul lucrează cu delicatețe și cu blândețe, dar ne conștientizează de lucrurile care sunt în noi și care trebuie date la o parte, care trebuie scoase la lumină, de care noi trebuie să ne pocăim, de care noi trebuie să ne lăsăm, să renunțăm la ele după ce le-am văzut, după ce le-am constatat. Este deja vremea când Domnul lucrează la nivel de detaliu, poate lucruri aparent mărunte, care până acum nu ne-au frapat, dar care în ochii Domnului au importanță și ne cere să ne pocăim de ele, să ne lăsăm de ele, să ne îndreptăm viețile după standardul Lui. Și este o vreme așa de curățire la nivel de profunzime, la un nivel de adâncime pe care poate n-am mai experimentat-o până acum. Și Domnul la aceasta ne cheamă. Domnul Iisus vine după mireasa Lui, o mireasă care tânjește de dor după El. Și aici este o întrebare pe care mi-o adresez mie și dumneavoastră: cât de tare ne este dor de Domnul nostru? Sau vrem să mai ne lase puțin pe acest pământ, să mai gustăm din bucuriile acestei vieți, care tot de la Domnul vin, dar care într-un fel ne leagă de pământ? Domnul chiar vrea să fim liberi de legăturile acestea care ne țin legați de lucrurile pământești. Nu spun că nu este important să fim ancorați în realitatea în care suntem, dar să o facem cu acea înțelepciune și cu acea detașare oarecum, ca oricând să fim gata pentru Domnul. Să nu ne legăm inima de lucrurile pământești sub nicio formă. Aceasta este acum mesajul pe care Domnul îl transmite așa cu putere
și să ne gândim cu atenție care sunt lucrurile care ne leagă de pământ acum. Familiile noastre, da, sunt un motiv, dar cu atât mai mult trebuie să ne rugăm ca familiile noastre să fie mântuite, ca să fim cu toții împreună cu Domnul. Apoi celelalte lucruri pământești care ne-au slujit aici, o casă, mașini, eu știu ce proprietăți mai avem, sunt pentru acest pământ. Nu le vom lua cu noi când vine Domnul după noi, așadar să nu ne legăm inimile de lucrurile acestea pământești, de nicio formă de idol. Să ne rugăm Domnului ca să ne arate orice formă de idolatrie, oricât de subtilă sau de mascat ar fi, ca să ne putem elibera de aceste lucruri și să putem fi gata. În pilda celor 10 fecioare, Matei 25, de la 1 la 13, ni se spune că 5 n-au avut ulei în candele. La momentul când s-a strigat, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și cea mai importantă consecință a lipsei uleiului este lipsa luminii, pentru că atunci candelele se sting dacă n-au ulei, dacă nu suntem plini de Duhul Domnului, dacă nu suntem într-o relație vie cu Domnul. Ne stingem și este o atenționare esențială pentru noi în vremea aceasta, când este așa de mare presiunea și hărțuiala peste poporul Domnului, să nu ne stingem, să nu stingem Duhul Sfânt, să nu stingem viața noastră de părtășie cu Domnul, să nu stingem rugăciunea, citirea cuvântului, viața de post, de căutarea Domnului, să nu obosim în facerea binelui. Oboseala vine din trăirea noastră în neveghere și ne împietrește inimile. Lucrăm prea mult, ne agităm cu multe, alergăm după multe, vrem prea multe, ne îngrijorăm, ne temem, pierdem timp prețios și nu mai avem timp de cuvânt, de rugăciune, de părtășie reală cu Domnul. Să nu ne stingem din pricina prea multor lucruri pe care le facem, din pricina activismului religios cu care ne amorțim conștiința. Rutina religioasă ne împietrește, ne insensibilizează. Este o avertizare puternică pentru noi toți. Chiar mă gândeam la această pildă a celor 10 fecioare și ce înseamnă să fii cu candela plină, să fii tot timpul gata, să fii tot timpul treaz, chiar dacă toate fecioarele au ațipit. Și acum cred că este vremea când începem să ne trezim, dar trebuie să fim pregătiți cu candele pline. În continuare ne rugăm pentru pregătirea noastră ca popor al Domnului și să ne rugăm insistent pentru pregătirea Bisericii Domnului din țara noastră, indiferent de confesiune, să nu ne rugăm doar pentru confesiunea din care facem parte, pentru confesiunea creștină din care facem parte, dacă suntem penticostali, doar pentru penticostali. Să ne rugăm pentru toți creștinii din țara noastră, indiferent de biserica din care sunt parte, pentru că Domnul își întregește trupul acum. Trupul lui care este mulțimea sau adunarea tuturor sfinților din orice denominațiune creștină care sunt ai lui, care sunt născuți din nou, care sunt plini de Duhul Sfânt, nu neapărat membrii cu numele pe listele unor biserici, ci care aparțin Domnului pe bune. Deci trupul lui Hristos se întregește acum și vedem în vremea aceasta o lucrare puternică a Domnului care încearcă să ne adune, care vrea să ne adune împreună în unitate duhovnicească, pe de o parte, iar pe de altă parte, lupta celui rău de a ne separa, de a ne desbina unii de ceilalți. Deci haideți să ne rugăm pentru unitate duhovnicească, foarte importantă este acum. Este esențială să fim conectați între noi, să nu părăsim adunarea sfinților, să respectăm autoritatea spirituală în familie, în biserică, în slujiri. Domnul, cum spuneam, își întregește trupul și el nu vine după o mireasă fărâmițată. Să ne rugăm pentru relațiile noastre, curățire, restaurare, întregire. Relațiile dintre noi, dintre membrii trupului Domnului Iisus Hristos, dintre creștinii născuți din nou, sunt ca și vasele comunicante prin care curge viața, prin care curge Duhul Domnului. Deci relațiile noastre sunt vitale să fie curățite, sfințite, întregite, restaurate. Deci e o rugăciune importantă pe care trebuie să o facem acum pentru Biserica Domnului. Să ne rugăm pentru ieșirea din tiparele de rutină, pentru ascultare totală și grabnică de Domnul. Să ne punem inima, să-L auzim pe Domnul și să împlinim ceea ce El ne spune, chiar dacă poate unor ni se pare neașteptat sau
Interesant ce ne cere Domnul, poate că ne spune să ne mutăm dintr-un loc în altul, să ne mutăm dintr-un oraș în altul. Dacă Domnul, și aveți confirmări, și Domnul vă spune acest lucru și aveți confirmări, faceți rapid aceste lucruri, nu stați pe gânduri. Pentru că Domnul știe exact unde are nevoie de noi, să fim poziționați, să fim localizați și la ce ne cheamă să-i slujim. Apoi, ne rugăm pentru modul de operare ca biserică, să știm cine suntem în Hristos, prin credință, în unitate, prin dragoste sacrificială, în smerenie, în curăție de inimi, cu inimi de slujitori, toate generațiile împreună. Este o cheie extraordinară pentru că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, a generațiilor. Și nu este să zic, o predare de ștafetă, unii se opresc și pornesc ceilalți, și toți împreună lucrăm, fiecare cu talanții și cu potențialul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Potrivit vârstelor firești, naturale pe care le avem, dar în Domnul suntem cu toții chemați să-i slujim. Este vremea vigilenței, să fim atenți la glasul Domnului, împlinind poruncile Lui, să nu fim cu garda jos, să ne supărăm și să nu iertăm imediat, să păstrăm mânia, amărăciune, să fim izolați cu relații rupte sau afectate, sau să încălcăm autoritatea spirituală. Sunt forme în care singuri ne facem vulnerabili în fața atacurilor celui rău și este important să fim tot timpul cu garda ridicată, adică să fim tot timpul atenți la lucrurile acestea și să fim grabnici în a ierta, cum spune Biblia, să nu lăsăm să apună soarele peste mânia noastră. Deci nicio formă de neiertare, de mânie, de amărăciune, de relații rupte să nu rămână în viața noastră, ci să le restaurăm rapid, să ne pocăim rapid, să refacem relațiile rapid, să nu ne prindă cel rău cu garda jos. Să fim atenți la ce vorbim despre noi, despre cei din jur, despre autorități, să nu judecăm și să nu emitem judecăți peste autoritățile spirituale din bisericile noastre, din țara noastră, autoritățile statului român, să nu fim ca cei care batjocorim ce nu cunoaștem, cum este scris în Iuda 10. E un sezon rapid de separare, de curățire a noastră, a tuturor copiilor Domnului. Cum spuneam, Domnul ne cercetează profund acum și nu mai este așa de mult timp ca să rezolvăm o relație deteriorată cu cineva, eu știu, pe care am lăsat-o nerezolvată de ani de zile, să o mai lăsăm încă niște ani de zile nerezolvată. Este o vreme, acum este sezonul curățirii noastre rapide, a relațiilor noastre. Să ne rugăm pentru cuvântul Lui în noi, pentru focul Duhului Sfânt în noi, auzirea vocii Domnului, călăuzire, sfințire și pocăință continuă și profundă. Pocăința aceasta nu se face doar o dată pe săptămână, ci continuu. Am greșit acum, în secunda următoare îmi cer iertare Domnului, pentru că nu știu secunda cealaltă dacă o să o mai am aici pe pământ sau nu. Deci nu știm timpul nostru pe pământ. Lucrurile se desfășoară foarte rapid și bine ar fi să fim extrem de grabnici în a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Plin de pasiune pentru Domnul, în smerenie, în veghere asupra gândurilor, a vorbelor și a faptelor noastre, să nu pierdem pacea Lui din noi. Este important să luptăm ca pacea Lui să rămână în noi. El ne-a dat-o, dar noi o putem pierde dacă nu suntem atenți. Să fim în veghere la relațiile noastre, să fim conectați cu frații, să fim plini de îndrăzneală să-L mărturisim pe Domnul oricui, oricând, fără teamă. Apocalipsa 12 cu 11 este scris că ei au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor. Mărturisire nu înseamnă doar să mărturisesc cum am întors la Domnul, ci mărturisirea continuă a puterii Domnului, a lucrării Domnului din viețile noastre celor din jur. Biruim prin mărturisirea lucrării Domnului, a numelui Lui din viețile noastre. Și prin aceea că nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Adică nu le-a păsat de lucrurile care pot să le șifoneze, poate aspectul sau percepția celorlalți din jur, că o să ne considere poate puțin ciudați dacă mărturisim credința noastră vie și profundă în Domnul. Deci nu trebuie să ne uităm la fața omului când îl mărturisim pe Domnul, ci să o facem oricui, oricând. Este o foame extraordinară în jurul nostru după Dumnezeu, la foarte mulți, nu la toți, dar la foarte mulți oameni. Și este o vreme de început de mare seceriș în țara noastră și trebuie să ne implicăm, să fim parte din
acei lucrători ai Domnului chemați de Dumnezeu la Săgerișul cel Mare. Deci suntem chemați să ne rugăm în continuare pentru să nu tânjim după lucrurile lumii, siguranță, confort, încredere în sistemele lumii, să respectăm autoritatea spirituală. Este esențial acest lucru. Altfel putem fi descoperiți și cu garda jos dacă ieșim de sub autoritate spirituală în familie, în biserică, în slujirile în care suntem și să devenim ținte pentru cel rău. Să nu ne izolăm de Sfinții Domnului. Să punem în acțiune talanții primiți și să slujim Domnului, să lucrăm cât este zi, cum spune Ioan 9:4, pentru că vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra, cum spune Scriptura. Să acționăm deschis ca și creștini, nu ne ascundem, să fim ca și fiii lui Isahar, care cunoșteau vremurile și știau ce trebuie făcut. Să fim atenți la ce este în jur, în localitățile noastre, în țara noastră, în Israel. Este important să fim cu ochii pe Israel, pentru că acolo este ceasornicul Domnului pentru omenirea întreagă. Acolo se întâmplă niște lucruri extraordinare acum, care ne dau ar trebui să ne dea o stare de vigilență accentuată și să ne motiveze să ne rugăm intens pentru Israel în vremea aceasta. Să ne rugăm neîncetat, să cerem revelație și înțelepciune supranaturală de la Domnul, să avem o viață de disciplină spirituală și naturală, să nu ne mai lăsăm târâți de tot felul de situații care poate ne duc în forme de oboseală fără măsură, dacă nu suntem atenți și dacă nu avem o viață de disciplină și în mod natural. Iar în domeniul spiritual, viața de disciplină este esențială acum. Să fim concentrați în a ne disciplina viața ca să punem preț pe relația cu Domnul. Timpul de părtășie cu Domnul este extrem de prețios și cea mai mare bătălie este ca să fim furați de acest timp. Să ne rugăm pentru poziționarea noastră corectă, ca și creștini, pentru alinierea noastră după planul Domnului cu noi, ca locație sau ca slujire. Poate că e nevoie să te intri într-un alt fel de slujire sau, cum am spus, poate trebuie să te muți în alt loc, în alt oraș, în alt cartier, poate în altă biserică. Domnul vă va călăuzi pe fiecare în parte, dar să fim deschiși pentru aceste poziționări și alinieri pe care Domnul le face acum în vremea aceasta foarte rapid. Să fim gata la schimbări importante pe care le vrea Domnul acum pentru noi. Domnul ne reașează și ne pregătește pentru a fi gata pentru marele seceriș, care este pe punctul să înceapă. Nu știm cum va fi, dar voci profetice din lumea întreagă îl anunță. Și Dumnezeu își va face lucrarea cu mare putere și slava Lui nu o va împărți cu nimeni. Este fiecare este important în acest plan al Domnului în vremurile din urmă, pentru că Dumnezeu va lucra prin absolut tot poporul Său, care este gata să îl asculte și care este disponibil. Dumnezeu își ridică ucenici dintre cei poate neînsemnați, care nu au fost observați, nu au fost băgați în seamă până acum. În acest seceriș nu vor fi nume sonore neapărat, care vor fi vestiți pentru modul în care știu să vestească cuvântul, ci fiecare dintre noi suntem chemați să fim parte la marele seceriș. Să ne rugăm pentru această deschidere a copiilor Domnului, să fie disponibil pentru Domnul. Este esențial să fim disponibili, gata să-L ascultăm, deschiși pentru lucruri noi, într-o dinamică accelerată, gata să mergem oriunde și oricând ne spune Domnul. Luna septembrie începe un sezon nou, să fim gata. Să ne rugăm apoi pentru pacea inimilor și minților creștinilor care să stea neclintiți în furtunile care vin, să ne pregătim mințile pentru vremurile care vin, pentru că se împlinesc accelerat profețiile biblice și înseamnă multe situații dificile prin care vom trece. Cu ajutorul Domnului vom trece prin toate aceste situații dificile până ne va lua cu El. Trebuie să veghem la pacea noastră, pacea inimilor pe care Domnul ne-a dat-o, nu cum o dă lumea, ci cum ne-o dă Domnul. Și ne spune să nu ne se tulbure inima și să nu se înspăimânte în vremurile care vin. Să ne rugăm pentru strategii la nivel de comunități și familii și să ne pregătim și practic pentru situații dificile, neașteptate. E nevoie să fim gata și pentru astfel de situații. Vedem în lume că se întâmplă lucruri deodată, de la un moment la altul, într-un ceas, lucrurile se schimbă radical în comunități, în zone din lume. Este important să fim și noi pregătiți, să ne gândim ce ar trebui să
avem pregătit, să facem o listă cu un minim pe care ar trebui să-l luăm cu noi dacă trebuie să plecăm din casă rapid sau dacă trebuie să stăm în casă un timp mai îndelungat, să fim pregătiți pentru astfel de situații. Biserica Domnului este ca o deporă, cum spuneam, și războiul în Judecător 4 este scris și spun în Judecător 4 este lecția extraordinară. Debora a fost ridicată de Domnul ca o mamă în Israel atunci când războiul era la porțile țării. Țara noastră are războiul la porți. La porțile României este și război fizic prin războiul din țara vecină, dar este și război împotriva copiilor noștri, a familiilor, este război pentru credința creștină. Domnul ne cheamă să fim ca o debor care se ridică și stă în spărtură, care se roagă, care primește cuvânt de la Domnul, care are revelație, care știe cum să se roage, știe cum să acționeze în vremurile acestea dificile în care suntem. Așadar, să ne rugăm în rugăciuni precise, clăuzite de Duhul Sfânt, în unitate, ca o armată a Domnului. Și această rețea de rugăciune are ca menire exact acest lucru, să ne rugăm pentru această unitate duhovnicească, pentru a strânge rândurile, să fim această armată a Domnului pregătită, poziționată pe poziții de luptă, gata oricând de acțiune, în rugăciune neîncetată în același timp. Pentru România, pentru țara noastră, continuăm în fiecare zi să postim și în fiecare zi vă aduc aminte la ora 22 să ne unim în rugăciune pentru țara noastră, în mod deosebit pentru pacea României. Este așa de importantă această rugăciune. Cât timp aveți la ora 22, haideți să ne unim cât mai mulți dintre noi, să strigăm la Domnul, Doamne, păzește Tu România, pacea României să fie peste țara noastră, peste în țara noastră, pacea Domnului să fie în țara noastră și pacea României să fie sub protecția Domnului continuu. Ne rugăm în continuare ca popor al Domnului pentru păcatele care se comit în țara noastră și cerem îndurarea lui Dumnezeu peste România. Ne rugăm pentru promisiune Domnului, pentru România, o țară de dorit de locuit, o țară ca un Gosen. Și Isaia 62:4, mai de mult, Domnul a spus de multe ori că țară cu oameni mântuiți, o țară care va cunoaște pe Domnul într-un mod profund. Să cerem viață din Dumnezeu peste țara noastră și protecție peste populația țării. Ne rugăm pentru străpungerea și risipirea întunericului spiritual de peste România, pentru trezire în masa românilor. Declarăm deschise porțile României pentru Domnul Iisus Hristos, Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte. Să ne rugăm pentru cunoștința slavei Domnului care să inunde România, ca oamenii să-L cunoască, să cunoască puterea Domnului, slavă Domnului și frica Domnului să pătrundă în toate inimile din locuitorilor din țara noastră, inclusiv a conducătorilor acestei țări. Să declarăm prin rugăciune că închidem porțile României în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul României. Să ne rugăm ca toate rostirile oculte rostite asupra României să fie făcute fără putere, ca planurile rele făurite împotriva României să fie descoperite și anihilate prin puterea Domnului Iisus Hristos. Domnul să trimită confuzie în tabăra vrășmașilor țării noastre. Și când m-am gândit la profețiile oculte rostite asupra României, sunt și toate cuvintele noastre, ale creștinilor, cu care am înnegrit țara noastră, că nu e bună, că nu e bine în țara noastră, că oamenii sunt așa și pe dincolo în România. Haideți să ne cerem iertare pentru toate aceste cuvinte de ocară pe care le-am aruncat asupra țării noastre și să ne rugăm pentru planul lui Dumnezeu cu România să se împlinească. Domnul să ridice izbăvitor pentru națiunea noastră, oameni după inima Lui, la conducerea țării, pregătiți de Domnul pentru vremea aceasta și vremea care vine. E o rugăciune importantă. Haideți să ne rugăm și pentru protecția, pacea, securitatea și stabilitatea României, cum am mai spus, în interior și de jur împrejur, și pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, pentru ca deciziile liderilor țării, președinte, guvern, parlament, să fie sub călăuzirea Domnului. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, de atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Ne rugăm ca războiul din Ucraina să înghețe și să nu dea peste margini, ca România să nu fie afectată teritorial de războiul din țara vecină. Știm că au fost bombardamente la porturile dunărene din Ucraina, adică vis-a-vis de Galați, și să ne rugăm ca Domnul să protejeze țara noastră, ca pacea României să fie sub protecția Domnului.
Și am avut și o percepție cumva că pacea României începe să se fărâmițeze ușor pe partea de răsărit a țării. Haideți să ne rugăm foarte serios pentru pacea României. Apoi să ne rugăm și pentru integritatea teritorială a țării, să chemăm ca Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populației, Zaharia 2:5, și să proclamăm pacea lui, Shalom, peste țară și peste populație. Ne rugăm pentru protecție de atacuri teroriste împotriva României, armate informatice, economice, atacuri media sau la nivelul comunicațiilor. Ne rugăm pentru verticalitate în decizii în contextul relațiilor internaționale cu Statele Unite, cu Comunitatea Europeană, cu NATO. Decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului nostru. Să ne rugăm pentru alinierea și alianțele României în contextul actual. Să ne rugăm pentru alinierea României conform planului lui Dumnezeu. Și pentru anihilarea planurilor și tacticilor satanice de învrăjbire și de divizare a românilor, de fragmentarea teritoriului țării noastre. Anihilarea provocărilor și tensiunilor interetnice din România. Un alt punct este rugăciunea pentru copiii României, protecție, mântuire, creștere și educarea lor în acord cu principiile creștine. Știm că este o presiune uriașă asupra sistemului de învățământ în România vis-a-vis de valori nebiblice care vor să pătrundă. Haideți să ne rugăm serios pentru ca Domnul să intervină și să punem un zid de protecție peste sistemul de învățământ prin sângele Domnului Iisus Hristos, în așa fel încât în învățământul românesc să nu poată pătrunde valori nebiblice, în numele Domnului Iisus Hristos. Să ne rugăm pentru familiile din România, restaurare, întregire, pace și unitate între soți. Ne rugăm împotriva violențelor din familie, a concubinajelor, a divorțurilor și pentru întoarcerea românilor acasă, a celor care trebuie să întoarcă acum în România. Ne rugăm pentru dezrădăcinarea corupției din sistemele societății românești la toate nivelele. Este multă corupție, este ca un cancer care roade societatea, sunt lăcusele care devorează România și resursele ei. Haideți să ne rugăm pentru expunerea corupției și dezrădăcinarea ei, pentru anihilarea formelor de corupție din țara noastră. Pentru legile țării să fie drepte și sistemul juridic din România să promoveze adevărul, dreptatea, după principii biblice. Ne rugăm în continuare pentru resurse în agricultură. Este importantă agricultura României. Haideți să ne rugăm ca România să redevină coșul de pâine al Europei, așa cum a fost profeție biblică și cum România a fost chemată, a fost desemnată de Dumnezeu să fie așa. Apoi ne rugăm pentru siguranța alimentară și pentru siguranța energetică a țării. Continuăm aceste rugăciuni pentru țara noastră, pentru că sunt esențiale în contextul care vine. Ne rugăm apoi pentru relație bună a României cu Israelul. Este importantă această relație cu Israelul să fie bună la nivel guvernamental, dar mai ales Biserica Domnului din țara noastră să sprijinească Israelul în rugăciune, să înțeleagă planul Domnului cu Israelul și să aibă această revelație, să înțeleagă ce Dumnezeu iubește și să iubim și noi ca popor al Domnului ceea ce iubește Dumnezeu. Chiar să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, pentru că acolo este capitala Israelului, așa cum Dumnezeu a hotărât. Ne rugăm pentru protecția țării de spiritul islamic, vedem ce se întâmplă în Europa acum, în anumite țări, și să ne rugăm cu foarte tare ca Domnul să păzească România de astfel de influențe ale spiritului islamic care pot să afecteze țara noastră și Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Și ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor care locuiesc în România. Apoi ne rugăm pentru protecția populației și a țării de epidemii și dezastre naturale, cu tremure, radiații, inundații, furtuni violente, incendii majore, să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România și ca fața Domnului să lumineze peste țara noastră și să ne dea pacea. Și să ne rugăm pentru România în baza Psalmului 91. Și nu în ultimul rând, aducem Israelul înaintea Domnului. Spuneam că este o perioadă de vulnerabilitate foarte mare pentru Israel. Sunt asaltați din exterior de vrășmași, în interior sunt lupte interne. Haideți să ne rugăm acum pentru Israel, ca Domnul să lucreze cu mare putere în Israel. Ne rugăm pentru pacea Israelului, pentru pacea și întregirea Ierusalimului să nu fie divizat. Ne rugăm pentru ca evreii să fie păziți în țară și
să se întoarcă toți evrei din diaspora, așa cum este scris, că Domnul îi va aduce înapoi în Israel pe cei care sunt poporul împrăștiați în lume, să ne rugăm pentru mântuirea evreilor din Israel și evreilor de pretutindeni. Iar pentru Biserica lui să stăm în mijlocire necurmată pentru Israel, să ne pocăim de antisemitismul românilor și de teologia înlocuirei care a pătruns în biserică. Să ne rugăm pentru liderii României să ia decizii de a ajuta Israelul de a fi de partea Israelului în vremea aceasta și România să fie în continuare un sprijin pentru Israel. Și mai ales ne rugăm pentru timpul Domnului în desfășurarea evenimentelor din Israel și din Orientul Mijlociu și din țara noastră. Domnul să binecuvinteze România și Israelul și vă salut cu Maranata. Vino, Doamne Iisuse!